Bine v-am regăsit la întâlnirea noastră săptămânală de la Astrofanatic. Ca de obicei, așa cum v-ați învățat, ne întâlnim azi cu horoscopul runelor pentru intervalul 6-12 noiembrie 2023. Haideți să vedem ce ne pregătesc rodile pentru fiecare runele, pentru fiecare zodie. Pentru berbec, berbec în săptămâna 6-12 noiembrie se înconjoară de o aură de mister, e învăluit în aura asta, îi place și ascunde tot necunoscutul care îl înconjoară. Adică, cu alte cuvinte, e mai greu să-l decodificăm pentru că are, se pare, o perioadă în care vrea să fie numai el cu el și să nu mai fie deranjat de ceilalți din jur, cu tot felul de întrebări și cu tot felul de alte lucruri care, de multe ori, chiar n-are chef să răspundă. Așa că berbecul e undeva indicat ca săptămâna viitoare să fie lăsat în pace. Să vedem taurul. Taurul în săptămâna următoare este pe o poșghiță de gheață foarte, foarte subțire. Deci trebuie să fie extrem de prudent. Cu alte cuvinte, săptămâna care vine vă poate aduce lucruri mai puțin plăcute. Asta e în funcție de cum veți acționa, ce relații aveți cu cei din jur sau cum relaționați cu ei și sfatul meu ar fi, așa cum spune și runa, să fiți extrem de prudenți în tot ceea ce faceți în săptămâna 6-12 noiembrie. Și să vedem și gemenii. Gemenii primesc în sfârșit o dezlegare. Adică sunteți în situația să primiți răspunsul sau rezolvarea unor probleme care vă frământă. Dar cu condiția să angajați o discuție sinceră cu ceilalți membri ai familiei. Deci, stimați gemeni, dacă aveți probleme încă nelămurite, săptămâna 6-12 noiembrie vă stă la dispoziție cu o discuție cu ceilalți membri ai familiei. Și eu cred că e binevenită pentru că veți reuși să elucidați niște probleme care încă nu și-au găsit rezolvarea. Am văzut și gemenii, să ne mutăm la rac. Racul are o săptămână în care trebuie să fie mai puternic, mai rezistent, să aibă tăria, să depășească și volumul de muncă de la locul de muncă și un pic de tensiuni posibile și pe acasă și tot ceea ce înseamnă o săptămână mai grea, cum s-ar spune. Deci, cu alte cuvinte, fiți puternic și rezistent că săptămâna trece. Ați mai avut voi situații de genul ăsta și ați reușit să le depășiți. Am văzut și racul, hai să vedem leu. Leu primește o atenționare. Este cazul să abordați altfel toate problemele care vă interesează. Schimbați, deci, tactica. Așa că, leule, nu mai fi tu impetios, fii și tu mai domol, că îți stă în caracter să fii mai agitat, mai temperează-te și schimbă tactica dacă vrei să obții niște rezultate bune. Am văzut și leu, hai să vedem la fecioară. Fecioara are o atenționare foarte, foarte serioasă și se recomandă să-și mobilizeze toate forțele pentru a-și consolida poziția în familie, în societate, dar și la servici. Făcând acest lucru, veți fi câștigători, veți triumfa. Și am ajuns la balanță. Balanța primește un mesaj dublu pentru săptămâna 6-12 noiembrie. În primul rând, trebuie să vă relaxați. Asta datorită faptului că voi, posibil în perioada anterioară, să vă fi făcut griji
vis-a-vis de starea de sănătate a unei persoane apropiate. Dar runa vă anunță că cineva foarte apropiat dumneavoastră se bucură în prezent de o sănătate excelentă, așa că aveți motiv să vă relaxați. Să vedem și Scorpionul. Scorpionul are o săptămână de fertilitate și belșug. Peste puțin timp, posibil pe 7, chiar pe 8, visele voastre se vor împlini. Deci, cu alte cuvinte, fertilitatea asta se manifestă și în plan profesional, dar și erotico-sentimental, amoros. Așa că aveți grijă ceea ce faceți și ce vă doriți. Am văzut și Scorpiile. Hai să vedem Săgetătorul. Săgetătorul în săptămâna următoare trebuie să fie pregătit pentru o suită de schimbări majore. Și astea cât de repede, chiar de la începutul săptămânii. Veste bună și pentru Săgetător. Să vedem Truditorul, Capricornul. Capricornul este anunțat că e pe punctul să se mute din casă sau serviciu. Poate pentru o perioadă scurtă, pentru câteva zile, puteți să mergeți într-o delegație sau pur și simplu aveți chef să vă renovați, să zugrăviți casa și trebuie să eliberați terenul dacă nu vreți să participați voi în mod efectiv. Așa că veți acționa foarte favorabil pentru voi într-o problemă care vă preocupă în săptămâna următoare. Și să vedem și Vărsătorul, penultima zodie, un sfat extraordinar și binevenit, indiferent ce zodie ar fi. Dar Văzătorul este sfătuit să dea la o parte toate problemele și grijile legate de trecut. Așa că lăsați necazurile în urmă și pregătiți-vă pentru o săptămână mult, mult mai bună. Și ultima zodie, Peștișorii. Peștișorii intră într-o săptămână de protecție totală. Este runa care vă va face să vă simțiți în siguranță și care vă va proteja de toate forțele malefice care vă înconjoară în univers. Deci, o săptămână de protecție, voi sunteți credincioși, evlavioși, oameni buni la suflet și se pare că aveți nevoie de această lună de protecție, mai ales că ultima perioadă ați fost cam agitați. Iar acum e cazul să stați liniștiți fără grija zilei de mâine. Astea au fost, să zic, verdictele zodiilor de la horoscopul runelor. Până săptămâna următoare, vă doresc ca totul să se împlinească într-un mod cât mai fericit pentru voi. Ne revedem în câteva momente cu un subiect interesant și care sper să vă fie de folos.